Regulă. Desemptăm 18 din 21, avem cuvântul, declar deschise lucrările ședinței de astăzi. Ordinea de zi, o știm toți? Okay. O să punem la vot, cine este pentru? Da, da, cu modificările cu suplimentare cu ordinea de zi. Da. Votul împotrivă, abține? Deci unanimitate. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor obiecte de inventar, bănci și aprobarea actului adițional la procesul verbal de predare în primire numărul 17.054/18/2010, partea contractului numărul 16.186 din 18.8.2010, de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat către SECE în domeniul public și privat SA. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. La acest proiect avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 4. Nu a fost prezentat de domnul secretar. A, m-am grăbit. Luam masă. Vă rog, domnul secretar. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște comisiile lege în toate problemele de interes local ce intră în competența autorităților administrației publice locale. În vederea realizării obiectivelor stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public, administrarea domeniului public și privat, de către SECE, domeniul public și privat, Onești SA, recomandarea în administrație a unor obiecte de inventar, bănci, achiziționare de municipiul Onești prin contract de furnizare către această societate și încheierea actului adițional la contractele de delegare a gestiunii. Față de cele arătate, vă supunem spre analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 4. Avis favorabil. Discuții pentru acest proiect? Eu am niște întrebări. Vă rog, doamna consilier, dar am rugămintea să vorbiți în microfon, pentru că altfel pe înregistrare se aude că... Mulțumesc. Văd aici că avem doar un număr de 195 de bănci și m-am uitat pe SICAP și mi-apare la achiziție că s-au achiziționat 270 de bănci. Nu știu dacă... E recepție parțială și cele care au fost recepționate sau... Adică s-a înțeles că a fost un număr de 70 și ceva de bănci care nu au fost recepționate, probabil din votul celor care aveau defecțiuni. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Mai dorește cineva? Ok, supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? Deci proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară a imobilului identificat cu numărul cadastral 68807. Inițiator Victor Laurențiu Neghină, primar. Vă rog, domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 360/2022 a fost atestat la domeniul public imobilului teren față de 2321 metri pătrați, situată din stradana municipiului Onești, strada Mihai Bradu, județul Bacău. Cu destinația a fost construcții. În vederea facilitării accesului la proprietăți private, precum și pentru mai bună dispunere a locurilor de parcare, propunem aprobarea actualizării datelor de carte funciară a imobilului identificat cu numărul cadastral 68807, în sensul modificării categoriei de folosință a imobilului supramenționat astfel. Suprafața de 827 metri pătrați categoria de folosință drum și suprafața de 1494 metri folosință categoria de folosință curs construcții. Ținând cont de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre semnat prezentat. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Avis favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. La fel, proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a administratorilor în funcție, membrii ai Consiliului de Administrație al SECE Domeniul Public și Privat Onești, avem ca autoritate tutelară Consiliul Local Onești. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Vă rog, domnul secretar.
Procesul de evaluare administrată de comisie, membrii Consiliului de Administrație a ISEC, domeniul public și privat Plănești, a fost inițiat ca urmare a faptului că mandatul administratorilor în funcție, care a solicitat reînnoirea membrii Consiliului de Administrație a societății, va expira la data de 21.04.2023, iar aceștia au solicitat realizarea unui proces de evaluare a competențelor în vederea reînnoirii mandatului pe durată de 4 ani. Urmarea prevederilor legale în domeniu, evaluarea administratorilor în funcție, care solicită reînnoirea mandatului, este efectuată de către autoritatea tutelară, publică tutelară, prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă după caz. În considerare cele expuse mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil cu majoritate. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă îmi permiteți, domnule, deși nu am prevăzut în mod expres în proiectul de hotărâre, dar în urma discuțiilor și analizei avute colegii mei astăzi, îmi permis să sugerez Consiliul Local ca ca votul să fie secret. Deși se referă la un raport de evaluare al administratorilor, tot face referire în conținutul raporturilor la persoane. Pentru a evita orice alte, eu știu, interpretări, recomandarea mea este să mergeți pe vot în secret. Acum, cum aprecia și dumneavoastră. E ok. Nu sunt de acord. Să puneți la vot. Da, nu, 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 de care cred că trebuie să ținem cont. E vorba de o evaluare a unor persoane care s-au înscris la pentru reînnoirea mandatului, e posibil să fie necesar votul ăla, decât să ne expunem mai degrabă nu. Ok, dar o să vă rog data viitoare. Îmi cer scuze. Haideți să supunem la vot propunerea domnului secretar. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține? Deci votul va fi secret. Înainte de vot, am o întrebare către președinta comisiei, doamna Angel. Sper că nu e o problemă dată de până ședință, vreau să vin să mă uit un pic în documentele depuse de candidați. Sigur, avem... Nu sunt la mine, sunt la secretarul comisiei, dar puteți. Ok, ok. Mă descurc. Mulțumesc. Aceeași solicitare avem și eu. M-am grăbit de astăzi. Era evident. Ați discutat? Ok. Atunci avem din lucru. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Rezultatul votului, voturi valabile exprimate 18, pentru 15 voturi, niciun vot împotrivă și 3 abține. Deci proiectul a trecut cu 15 voturi din 18. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, achiziție de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților critici nou născuți în cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfânt Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul PNRR. Pilonul 5, sănătate și reziliență instituțională, componenta C12, sănătate, investiția I2, dezvoltare infrastructurii spitalicești publice, investiție specifică 2 I2.3, secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, inițiator Victor Laurențiu Leghină, primar. Vă rog, domnul secretar. Înainte de a trece la punctul 4, în ce scuze trebuia să fac un anunț, avem în sală convocatorul pentru adunarea generală a acționarilor de la DPP, pentru că trebuie anunțat după votul, nu știam cum va fi votul dumneavoastră, teoretic vorbind, o să avem rugămintea să-l semnați. Este vorba de convocatorul pentru ședința din 20. Așa cum prevede legea, dacă nu există o unanimitate, nu poate să se țină ședința. Dar prin faptul că autoritatea tutelară astăzi a aprobat raportul comisiei, dar numirea și se va face de către adunarea generală. Practic pe dumneavoastră. Mulțumesc. Urmarea lansării ghidului beneficiarului pentru investiția specifică pilonul 5 sănătate și reziliență instituțională, componenta C12 sănătate, investiția 13 dezvoltarea infrastructurii spitalice publice, investiție specifică secție de terapie intensivă pentru nou născut, municipalitatea vizează obținerea de fonduri nerambursabile pentru achiziția de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților și nou născuți din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfânt Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești. Față cele prezentate, vă rog să analizați aprobarea proiectului în forma prezentată. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Și Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abține. Deci proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Onești și Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca pentru realizarea obiectivului de investiții, achiziția de echipamente și dotări pentru tratarea pacienților critici nou născuți din cadrul secției de neonatologie a Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Pilonul 5, sănătate și reziliență instituțională, componenta la fel C12, sănătate, investiția I2, dezvoltare infrastructurii spitalicești.
3.3 secții de terapie intensivă pentru nou-născuți. Inițiator, domnul primar Victor Laurențiu Mighin. Vă rog, domnul secretar. În cazul PNRR, municipalitatea vizează obținerea de fonduri nereambursabile pentru proiectul de achiziție de echipamente și de tot pentru tratarea pacienților cu și nou-născuți din toată sesiunea neonatologie a Spitalului Sfânt Ierarh Dr. Boca din Municipiul Neamț. Ce va fi oportună și necesară aprobarea fondului de parteneriat între Municipiul Neamț și Spitalul Sfânt Ierarh Dr. Boca pentru depunerea cererii de finanțare cu titlul menționat anterior, făcut sprijină prin fondul de neamursare și achiziționarea echipamentelor medicale de ultima generație. Potrivit titlului de finanțare anterior menționat, pentru depunerea proiectului este necesară să fie realizat un parteneriat între Unitatea Sanitară, operatorul principal de proiecte, și sau OAT în care să fie menționat liderul de parteneria și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre format prezentat. Mulțumesc. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3 și Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abține. La fel, proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 165 din 15 octombrie 2018 privind aprobarea documentației în faza de studiu de oportunitate pentru proiectul dotare infrastructură ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, a indicatorilor tehnico-economici și a acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului, ce va fi depus în cadrul POR 2014-2020, axa 8, operațiunea 8.1, ambulatorii și a hotărârii Consiliului Local numărul 184 din 14 octombrie 2019, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul dotare infrastructură ambulatoriu integrat în cadrul, din cadrul Spitalului Municipal Dr. Luca Onești, modificate și completate ulterior. Inițiator, Mighină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă rog. Executivul Municipiului Onești a depus în anul 2018 cererea de finanțare cu titlul de care infrastructura ambulatorului de grad din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, prin care se solicită finanțarea pentru achiziția unui număr de 27 de dotări și echipamente medicale de mare complexitate pentru investigații deosebite în zona ambulatorului a Spitalului Municipal. Datorită modificării cererii de finanțare care vizează relocarea echipamentului medical, RNM și mamografului, precum și schimbarea caracteristicilor tehnice a unui număr de 3 echipamente medicale, cu mențiunea că modificările nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului, este necesară aprobarea studiului de oportunitate în forma de decizie 2023, pe la baza cererii de finanțare. Față de cele expuse mai sus, vă rugăm să analizați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abține. La fel, proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Punctul 7. Probleme de interes local. O să lăsăm la sfârșit și vom discuta cu proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării articolului 3 din cadrul hotărârii Consiliului Local numărul 54 de 16 februarie 2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren aflat în domeniul privat al municipiului Onești în favoarea UAT Comuna Duragoi pentru înființarea unei stații de captare, tratare, pompare. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Vă rog, domnule. Prin hotărârea Consiliului Local 54/2023 s-a aprobat constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren aflat în domeniul privat al municipiului Onești, favoarea UAT Duragoi pentru înființarea unei stații de captare, tratare, pompare, care la articolul 3 precizează, se aprobă contractul de constituire a dreptului de superficie, ceea ce asta desemnată de pe municipiul Onești și UAT Duragoi, conform anexei 2, ce face parte integrantă. Având în vedere că forma autentificată a contractelor este tehnoredactată doar de către notarii publici conform legii acestora, solicităm să aprobați proiectul de hotărâre în forma în care a fost prezentat pentru aprobarea articolului 3 din această hotărâre. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului.
Ok, supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abținem? La fel, proiectul a trecut cu unanimitate pe vot. Proiectul 7, probleme de interes local diverse. Se înscrie cineva? Deci, domnul Bujor, mai e cineva? Vă rog, domnul. Mulțumesc. Să dau drumul la microfonul. Mai acceptați. Ce aș vrea să vă rețin în numai 2-3 minute? Vreau să vă informez, ca să știți și dumneavoastră, probabil că veți fi întrebați de unește, făcând parte din Comisia Tehnică de Organizare și Siguranță Asistenței Rutiere, știți că au fost multe nemulțumiri pentru sensurile unice care s-au făcut, astăzi a avut loc această comisie, s-a venit unele îmbunătățiri și, să zic, remedierea anumitor greșeli. Și aș vrea să știți și dumneavoastră că, de exemplu, Saturn, de spatele celor două PRUP-uri, care actualmente este cu sens unic dinspre profi, spre școală, va avea dublu sens. O altă modificare care va fi pe Mercur, deci în fața PRUP-urilor, mai departe, spre variantă pe Mercur, este sens interzis spre ANL-uri și spre farmacia aia de acolo. Va fi strada respectivă până în Stirenul cu dublu sens. Și asta e, chiar mai fi, acum dacă vii pe Mercur, nu poți să faci pe George Pacovia să te duci în spate la profi, fiindcă e sens unic dinspre variante spre, se face un inel acolo, va muta semnul de interzis la dreapta după strădusă și se poate intra și de pe Mercur în spate la Saturn. Astea. Și ar mai fi, de exemplu, și modificarea la ANL-uri, aleea aia dintre ANL-uri, care are sens unic, acum va avea dublu sens. Sunt niște modificări care zic că sunt benefice și vin în ajutorul Oneștenilor. Mulțumesc. Ok. Și noi? Mai există vreo problemă? Vă rog, doamna consilier. V-am să întreb pe domnul primul, dar nu m-am văzut. Vă rog, frumos, la microfon, dacă se poate. Păi, v-am întrebat. Vreau să rămân pe domnul Bujor, dacă raportat la chestiunea legată de decizii de impunere de care am făcut vorbire legate de taxa de salubrizare pentru un casnic, are vreun răspuns astăzi. Care este întrebarea? Să ne explice ce s-a întâmplat, de ce ani de zile nu s-a emis niciun fel de decizie de impunere și nimite măgă acum. Ani de zile, da, să răspund eu dacă îmi permite, doamna director. Prin discuții, pentru că tot am discutat pe tema asta, am și toate procesele verbale de ședințe, începând cu anul 2018-2019, când s-a aprobat impunerea acelor persoane și am studiat împreună cu domnul secretar, cu domnul legalitatea acelor hotărâri, poate puțin imorale, dar legale, la care ți-a chesat și dumneavoastră la momentul respectiv, le-ați votat, regulamentele respective. Nu dați din cap, vă dau procesul verbal de ședință. Le-am aici pe toate. O să vă rog, numai un pic, vă rog. Așa. Ședința se deci ședința este condusă de președintele de ședință. Da. O să am rugăința să respectăm prevederile codului administrativ. Bine, doamna consilier? Bine, bine, domnul președinte. Mulțumesc. În acești 5 ani, mare parte dintre persoanele juridice la care faceți dumneavoastră referire și-au plătit acea taxă. O parte nu și-a plătit taxa, dar necunoașterea acelei hotărâri nu absolut pe nimeni de vină. Impunerea s-a făcut conform legii, astăzi v-am zis, am încheiat de ședință, am discutat cu domnul secretar și cu domnul director, s-au urmat pașii de notificare ulterior de impunere, așa cum spune codul administrativ. Nu văd care este întrebarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ne cereți, după ce ați dat în 2018-2019 o hotărâre de Consiliu, acum ne cereți să nu mai aplicăm. Nu, 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 eu în 2019. În 2019, în 2018 v-ați fost la ședință. Vă rog pe rând. În 2019 s-a dat un HCL, e hotărârea numărul 3, prin care a fost dispusă, prin hotărârea Consiliului Local, scutirea, suspendarea plății taxei de salubrizare de către utilizatorii non-casnici până la aprobarea actului adițional numărul 3. Într-adevăr, și proiectul a fost inițiat de mine împreună cu mai mulți consilieri locali la momentul respectiv, tocmai pentru a rezolva această chestiune. În data de 14 februarie 2019, de asta v-am spus că sunteți incomplet informat, da? Vi le și dau
În 14 februarie 2019, nu aveți pe cele pe care le am eu. În data de 14 februarie, într-adevăr, a fost dată o altă hotărâre de Consiliul Local. Eu nu am fost prezentă la acea ședință și nu am votat-o, domnul primar, prin care s-a abrogat dispozițiile articolului 3 la care v-am făcut referire legat de suspendarea plății taxei de salubrizare. Și vi le spun și la dispoziție. Eu aveam acum o problemă legată de această, nu de plata în sine, că nu zice nimeni că nu trebuia făcută plata. Problema este legată de faptul că la momentul de față s-au emis decizii prin care oamenii au fost obligați să achite atât taxa de salubrizare pentru non-casnici, pentru utilizatorii non-casnici, cât și penalități de întârziere pe ultimii 5 ani de zile și asta nu mi se pare în regulă. Nu știu dacă ei au fost, dacă aceste persoane au fost înștiințate, pentru că toată lumea spune că n-a primit niciodată înștiințare. E o altă chestie. Au fost înștiințate înainte de a le impune plata respectivei taxe, au fost cu cel puțin 15 zile înainte notificate să depună documente, dacă au documente prin care să facă dovada că nu au avut activitate. În cazul în care nu au depus acele documente, au dar, fost... Dar oamenii o să trebuiască să meargă în instanță pentru a-și lămuri situația juridică. Sigur că da. Eu nu văd unde... Ce vedeți dumneavoastră normal? Că unii au plătit și alții nu au plătit și vreți să discutiți pe cei care nu au plătit? Nu, nu-mi dau seama ce susțineți dumneavoastră deci aici. Sunt persoane care nu care au fost înștiințate. Nu, domnul primar. E vorba de persoane să care nu au... Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți niște lucruri, că în momentul în care oamenii vin la impozite și taxe și achită taxele, ar trebui să afle că ar trebui să plătească și taxă de salubrizare non-casnic. Însă, în ceea ce îi privește pe non-casnici, în urma discuțiilor pe care le-am purtat de fiecare dată cu Departamentul Economico-Financiar, cu Direcția Economico-Financiară, s-au făcut adrese la Oficiul Registrului Comerțului pentru a afla cine sunt persoanele care desfășoară activități, cine sunt utilizatorii non-casnici. Și cred că așa este, nu poate să infirme domnul Târlungea, am primit răspunsuri de la Registrul Comerțului, de la toate instituțiile care se ocupă de acest lucru. Ideea este în felul următor, că ei trebuia să fie înștiințați, raportat la răspunsurile pe care le primeau de la instituțiile abilitate, să fie înștiințate respectivele persoane că au de achitat această taxă de salubrizare. Și că trebuie să depună până la data de, nu știu, 15 ianuarie sau sfârșitului decembrie, declarația pentru declarația de aferentă stabilită prin regulamentul aprobat prin hotărâre de Consiliul Local. Acele persoane trebuiau să declare singure. Dar n-am de unde să știi acum, haideți să... Păi unii n-au știut, unii n-au știut. Dacă guvernul dă o hotărâre, o trimite prin poștă recomandată la fiecare locuitor al României, a fost publicată hotărârea în Monitor Oficial, a fost publicată pe... Nu este lege, nu are caracter de lege, este un HCL, domnul primar. Este o hotărâre de Consiliul Local. N-au cum oamenii să cunoască această hotărâre de Consiliul Local. Este imposibil. Bun, oamenii cunosc toate hotărârile la nivel național, date de guvern? Le trimit recomandat de preîncoastră. Nu are sens să intru într-o polemică cu dumneavoastră. Vreau să vă opriți un pic și înainte de a discuta, vă rog, doamna consilier. Înainte de a discuta chestia asta și de a pasa mingea cu înștiințarea oamenilor, mingea de ping-pong dintr-o parte în alta, suntem în ședință publică de Consiliul Local și doamna consilier a făcut afirmația că aveți hotărâri diferite față de domnul primar. Dacă dumneavoastră consilier... Nu trebuie să mi le arătați. Nu, dar avem încredere, nu-i problemă. Dar dacă dumneavoastră consilier vechi... Deci... Nu trebuie, le-am. Ia lăsați-mi linie să văd dacă sunt sau... Mulțumesc. Aveți un proces verbal. Apucăm prevederile codului administrativ, doamna secretar. Dacă fac un singur pas în afara codului, vă rog să mă trageți de mult. Nu așa ați zis? Nu așa trebuie să... Eu zic că e un pic cam mare nivelul dumneavoastră să nu ne atrageți atenția la chestia asta. Aș vrea totuși să... Dar vă rog să-mi explicați, ca să înțeleg următorul lucru. Suntem aici între primar și un consilier local. Consilier local și în vechea legislatură. Cum puteți spune... Deci aveți un proces verbal din 14 februarie 2019 pe care n-are cum să nu-l aibă domnul primar, că-i furnizat de doamna la Reanuca și de 3 ani de zile a naibii de bine și face treaba, felicitări doamna pentru asta, da? Și mai aveți
hotărârea din 28-12-2018. Există ceva ce vreau aveți? Mai există și din bun. Iunie o hotărâre, okay. Ele sunt multe, mai deci, sunt și după. Nu puteți, dacă... Și în decembrie și în... În primul rând, ar fi trebuit, ar fi trebuit să știți că nu avem cum să avem documente diferite. Dar indiferent de bătălia asta politică, eu aș vrea să ne facem treaba pentru care suntem aici și să încercăm să clarificăm treaba pentru onește. Domnul primar a zis așa că există o procedură pentru cei care nu au avut activitate. Este domnul director. Deci dumneavoastră, după trimiterea notificării, dacă vine cineva și vă demonstrează că nu a avut activitate, mai plătește taxa? Nu, sub nicio formă. Okay. Nu, dar avem scuze în fiecare parte. În deci, care spune ce trebuie să aibă, dar face dovada că nu a avut activitate. Cum se face dovada că nu a avut activitate? Aici. Cu declarație. Păi da, da, cu declarație cu propria răspundere dată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în condiții lege și declarația de inactivitate depusă la ANAF. Spune clar, este prin hotărârea Consiliului Local din 28 din 12. Păi nu, înseamnă că nu e în regulă. Notificările le-ați trimis în cursul anului 2023, corect până aici? Asta înseamnă că dacă aș fi în situația respectivă, ar trebui să vin la dumneavoastră cu extras de la Registrul Comerțului din anii anteriori în care mi-am declarat încetarea activității. Da? Istoricul rămâne fără nicio fel de problemă și la Registrul Comerțului, și la Oficiul Registrului Comerțului, și la ANAF. Adică nu, e o problemă, nu este o problemă să obțină informații într-o perioadă anterioară. Întrebarea mea era alta. Dacă după ce am primit notificarea de la dumneavoastră, merg și fac documentele acestea la Oficiul Registrul Comerțului, că nu vă... Deci dacă eu vedem, dacă vin cu... Dovezile. Cu dovezi că nu am avut venituri. Deci nu profitul, vorbim de venituri, da? Că în anii anteriori nu am avut venituri. Adică nu am avut niciun fel de activitate, da? Plătesc în continuare taxa. Da, este vorba. Păi nu, haideți să clarificăm, ca să știu exact ce le zicem oneștenilor. Cum e doamna consilier? Păi... Venituri sau venituri? Nu, venituri. Pentru că dacă ai zero venituri, clar că n-ai avut activitate. Despre profit, e altă discuție. Faptul că nu ai activitate are o anumită... Eu înțeleg, știți că eu înțeleg asta tehnic, dar vreau să o clarificăm pentru oameni. Da? Mulțumesc. Sunt niște... Îmi permite să răspund? N-aveți microfon? Nu. Deci sunt niște documente prin care se dovedește... Haideți, vă rog, mai jos la un microfon. Poate să uită pe registrație și ajut. Mulțumesc. Sunt niște documente specifice, ca să le spunem așa, care, prin care se dovedește situația pe care dumneavoastră ați menționat. Și documentele astea sunt exact cum a citat și domnul primar, declarație pe propria răspundere dată la Oficiul Național al Registrului Comerțului în condițiile legii și declarație de inactivitate depusă la ANAF. Adică sunt două documente prin care practic dovedește că nu a avut activitate. Cam asta e esența. Okay. Am o întrebare pentru dumneavoastră, domnul secretar, dacă nu credeți. Există vreo portiță, sau există posibilitatea legală ca cei aflați în această situație, dacă aduc un document de la administrația financiară, cum că pe anii anterior nu au avut venituri, nu au avut activitate, este ok să nu mai plătească taxa? Da, sigur. Noi am avut dimineața o întâlnire vis-a-vis de aspectul ăsta și cu domnul director și cu domnul primar. Atât timp. Deci, haideți să o luăm cronologic. S-a emis o decizie de imputare. În urma emiterii științării... Notificare. S-a depus notificarea. Este aceeași instare prevăzută de articolul 107 din Codul de Procedură Fiscală. 15 zile să... Da, în termen de 15 zile, dacă nu depune actele respective, dovada că nu desfășoară activitate sau orice alte documente, dar cele care vă pe care au citat aici, la Registrul Comerțului, de la se emite decizia de impunere.
În urma emiterii decizii de impunere, dacă o persoană se consideră vătămată și are aceste documente, poate contesta acea decizie de impunere, vine la Direcția Economică Financiară, depune documentele aferente și face dovada că nu a avut activitate și nu îi se nu mai plătește taxa. Nu asta am întrebat. Da? Nu, n-am întrebat asta. Eu înțeleg bine aspectul acesta și ok. Întrebarea mea a fost așa. Dacă cineva nu are cele două documente precizate de dumneavoastră, dar va duce un alt document de la administrația financiară, din care rezultă că pe anii anteriori, pe anii pe care a primit notificare, nu a înregistrat niciun venit, adică nu a avut nicio activitate, există posibilitatea legală să nu plătească? Nu, în opinia mea nu, pentru că nu e respectat articolul 2, alineatul 3 din hotărârea Consiliului Local. Regulamentul prevede cele două cumulative, cele două documente. În regulă, mulțumesc. Deci, cam asta e situația. Eu sunt președinte, permiteți. Eu sunt în față cu notificarea, modelul de notificare pe care îl comunică serviciul fiscal și nu mi-apare aici faptul că contribuabilul ar putea să depună înscrisuri care să-i permită să nu plătească această taxă. Adică prin notificare îi se comunică faptul că nu a depus taxa pentru stabilirea taxei de salubrizare și dacă nu depune în termen de 15 zile îi va fi imputată din oficiu, însă în niciunul dintre alineatele acestei notificări nu este prevăzut faptul că dacă vine la unitatea administrativ-teritorială cu unul dintre înscrisurile la care s-a făcut referire anterior, poate fi scutit de plata acestei taxe. Asta este chestiunea numărul 1 și cred că ați putea fi de acord să inserăm în cadrul notificărilor pe care le veți, nu puteți. Și o să justific după ce terminați. Da, în fine, eu aș fi fost tot. Dacă spuneți că nu se poate, bănuiesc că aveți și un argument în această privință. Doi la mână. Notificările sunt trimise pe perioada 1-15 martie 2023, unde s-au trimis, că sunt decizii de impunere deja emise de Direcția Economico-Financiară, știți treaba asta. Sunt persoane care au primit doar notificări. Eu aș avea următoarea întrebare. Aceste persoane au mai fost notificate de-a lungul ultimilor ani sau este prima notificare pe care o primesc? Aștept să primeți. Păi nu, era o întrebare la adresa dumneavoastră. Dacă au mai fost notificate în ultimii 5 ani de zile sau aceasta este prima notificare pe care le faceți în lung ca apoi să emiteți decizia de impunere? Nu trebuie să vă dau un răspuns atât că nu fac o verificare concretă. Adică pot fi cazuri în care au fost sau nu știu ce să vă spun. E întrebarea de caracter general și nu poate fi... Nu știu ce răspuns ar putea să vă dau. Dacă fac verificări, o să pot să vă răspund. Dacă nu, pe de rost, nu știu. De a fi de bună credință, de a încerca să sigur. Fi de bună credință. Asta e ideea. Sigur. Atunci înseamnă că... Cred că ar trebui să vă răspund un pic altfel. Deci în momentul când am identificat situații de persoane care trebuie impuse, am făcut-o în momentul în care am identificat acea situație. Pe de altă parte, impunerile de care discutați dumneavoastră toate și cele ulterioare notificărilor, cele din perioada asta de care discutăm noi acum, se fac în termeni legale, adică practic nu este absolut nicio nuanță sau vreo interpretare legată de această situație. Referitor la notificare, notificarea prezintă cadrul general al situației, ca să spun așa, și face... Dacă o citiți un pic, o să vedeți că face referire la toate HCL-urile în care este prezentat regulamentul de salubrizare. Eu nu pot să, având în vedere că sunt multe situații, cazuri, în care pot fi acele persoane notificate, eu nu pot să fac referire doar la una dintre ele. Eu fac referire la cadrul general, și anume regulamentul, prin numerele HCL-urilor respective. Asta era răspunsul de ce n-aș putea să tratez direct o poveste, pentru că nu... Nu cred că e corect. Putem scurta, adică cum ușura situația anumitor persoane care se aplică în situația de a fi scutite de plată taxei de salubrizare. Și nu cred că, nu știu, domnul secretar, nu știu dacă are o părere legat de un alt model al notificării. Cred că ar trebui discutat un alt model al notificării. Că n-avem inconveniente juridice. Notificarea doar vă prezintă situația. Pe de altă parte, dacă îmi permiteți, vă rog.
Pe de altă parte, persoanele notificate sunt în procent, cred eu, destul de mare, adică trebuie să fie impuse. Practic, noi avem, din bază de date de unde am obținut informațiile astea, avem, ce să vă zic, o certitudine destul de mare că sunt în situație de a fi impuse. Cam asta ar fi. O desfășurată. Adică sunt active fiscal, ceva, informații de genul ăsta. Domnul director, o întrebare. Există posibilitatea legală de a face o eșalonare, da? Și de la momentul semnării eșalonării să nu mai curgă penalitățile? Știu că este o procedură de eșalonare, dar nu pot să vă dau data exactă. Nu, nu pot să. Nu mi-aduc aminte. Nu, adică, dacă am primit de câte știu eu, așa procedură de eșalonare cu oamenii în urmă ne-am întâlnit, este destul de anevoioasă. Asta nu scutește nici de plata penalităților, nici de plata... Trebuie să plătești odată, vă spun din memorie câteva lucruri, plătești datoria curentă, datoria mai veche se eșalonează pe perioadă de... E mai complicat, dar trebuie să ne uităm pe procedură și datul... Mi-e greu să cred că un procuror ar accepta lucrul ăsta, pentru că au mai fost cazuri să știți când au văzut procedura, au renunțat. Am încercat să caut o soluție. E o procedură stabilită de lege. Deci nu avem nicio soluție. Ok. O altă problemă? Dacă nu mai sunt declarări, nu fi să-i lucrăși. Să vă mulțumesc.